dincolo de suportul social care venim noi pentru oameni, venim și cu suport pentru economie și pentru industrie. Deci, prin această rectificare se alocă 700 de milioane de lei în plus pentru economie și agricultură. Vom aloca 250 de milioane de lei pentru a compensa parțial accizele la motorină, în agricultură. Alocăm 200 de milioane de lei pentru micul business. De asemenea, venim cu 50 milioane de lei pentru susținerea transportatorilor, prin reducerea taxelor autorizațiilor de transport. La fel, este important să avem și investiții capitale, deci majorăm investițiile capitale cu aproape 17%, cu peste 1 miliard de lei. Și în ultimul rând, venim cu o contribuție substanțială pentru securitatea energetică a țării. Pentru prima dată în istorie, alocăm o sumă enormă de bani, 150 milioane de euro, pentru a procura gaze naturale și a le depozita în România. Deci e un buget care vine să ajute economia și cetățenii în aceste vremuri extrem de complicate. Eu tare mult mă bucur că noi ca și Parlament în sfârșit am reușit să votăm în lectură finală proiectul 301, proiectul care prevede sancționarea discursului de ură, care a fost de altfel votat încă în 2016, mai ales în contextul dramatic al războiului din Ucraina, atunci când vedem tot mai multe încercări de a escalada situația, încercări de a diviza societatea pe criterii de etnie, de limbă vorbită, de vârstă, de sex, astfel de mesaje și discursuri de ură care vin în mod special din partea politicienilor sunt absolut inadmisibile într-un stat de drept. Din momentul votării acestui proiect de lege, toate faptele, mesajele și incitarea la acțiuni violente vor fi pasibile de urmărire penală.